Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician, vă mulțumesc că ne urmăriți. Spectacolul politic aici în direct, tensiune extrem de mare la Palatul Victoria, acolo unde premierul Florin Câțu s-a întâlnit cu președintele PSD Marcel Ciolacu. O să vedeți imediat detalii ale acestei întâlniri. Este prima dată, pentru prima dată în aproape 6 luni de guvernare, când puterea și opoziția, mai degrabă șeful guvernului, că cei de la USR n-au fost prezenți la discuție, se văd cu cei din opoziție, da? Sunt obligați, au fost obligați să se întâlnească la Palatul Victoria, nu și-au dorit această întâlnire, Florin Câțu a refuzat să discute pe buget cu Marcel Ciolacu la începutul anului, a refuzat să discute despre PNRR. Comisia Europeană însă i-a solicitat și a spus lui Florin Câțu că măcar formal trebuie să se întâlnească cu șeful opoziției. Ceea ce s-a întâmplat astăzi, după care a urmat o serie de ironii, tachinări, diverse apropouri privind capacitățile intelectuale a celor din zona PSD de a înțelege importanța și scriitura foarte bogată și foarte inteligentă a acestui plan național de reziliență. Serios vorbind acum, cei de la PSD au încercat, evident, să-și impună niște proiecte, astea sunt informațiile mele, Câțu nu a fost de acord, nu a cedat nimic în fața celor de la PSD. Pentru că este foarte bine să lămurim niște lucruri până îi vedem pe cei doi domni care s-au confruntat astăzi, șeful guvernului și șeful opoziției. Acest plan național de reziliență a fost negociat oarecum ca la piață. Au venit proiecte din toată țara, de pe la baron local, de pe la primar, de pe la șef de județe, de pe la diversi lideri influenți din USR și PNL. Le-au pus pe masă toate aceste proiecte și apoi au făcut o selecție în funcție de banii alocați pe fiecare domeniu în parte și în funcție de influența fiecăruia. Evident că cei de la PSD au vrut să ducă planul în Parlament pentru a negocia și ei să-și bage câteva proiecte de interes. Li s-a respins această solicitare, iar astăzi Florin Câțu a făcut ceea ce a cerut Comisia Europeană. Adică s-a întâlnit cu Marcel Ciolacu și l-a informat. Da? Și spune Marcel Ciolacu, o să vedeți imediat, că i-au prezentat câteva detalii. Deci Florin Câțu a spus, ăștia sunt banii, astea sunt proiectele, nu este nimic negociabil, nu se va ajunge la vot în Parlament, este practic decizia exclusivă pe ce se duc banii a acestei coaliții de guvernare USR-PNL. Da? Haideți să vedem declarațiile. De aici spun eu că se poate naște un mare scandal politic cu consecințe pentru viitor. De ce? Acest plan, după ce va fi pus în operă, va trebui să fie implementat și la nivel local. Pentru că nu toți banii se cheltuie la București. Iar în plan local, încă cei de la PSD au vreo 17 președinți de consilii județene, au foarte mulți primari și încă mai au oameni prin Curtea Constituțională și în diverse instituții importante ale statului român. Cu alte cuvinte, da, să intrăm deja în dezbatere, să vedeți declarațiile, cu alte cuvinte începe un război de gherilă pe cei 29 de miliarde de euro care ar trebui să vină în România în cei 2 ani și jumătate. Da? Va fi bătaie pe acești bani, pe proiecte, pe ce firme intră să lucreze, cine sunt consultanții, ce primării primesc banii, de fapt unde se vor investi bani, în ce județe, în ce reședință, municipiu, reședință de județ și așa mai departe. E o bătălie imensă pe bani. Aceasta este, de fapt, miza acestor discuții, acestor negocieri, așa cum s-a întâmplat astăzi la Palatul Victoria. Așadar, Florin Câțu, pe de altă parte, foarte intransigent, este un anti-PSD-ist convins, Florin Câțu, atacă PSD-ul din toate pozițiile. O să vedeți ce explicație a găsit premierul la inflația care a lovit România în ultimele luni. A spus că PSD-ul este cel care a generat această inflație în 3 ani de zile de guvernare, începând cu 2017. Așadar, să intrăm în declarații. Aici, la Dosar de Politician, dezbatem cu cei de la putere, cei de la opoziție și noi încercăm să înțelegem ce vom avea de câștigat de pe această bătaie groaznică ce va urma România pe banii, pe miliardele de la Uniunea Europeană. Să vedem așadar declarațiile. Am făcut ceea ce am promis. Am prezentat, nu am negociat, am prezentat PNRR, un PNRR care a fost apreciat, special partea de reforme de Comisia Europeană, unde și astăzi am prezentat aceste elemente, elemente de reformă care au fost aprobate sau discutate în coaliție, coaliție care are în spate voturile românilor. Reformă pe care o așteaptă românii, reformă pe care o vom implementa, o reformă care este apreciată de Comisia Europeană,
care, printre altele, spune că acesta este guvernul care face reforme. Am sperat astăzi să avem o discuție mai aplicată și cu specialiștii din Partidul Social Democrat și cu partenerii sociali. Nu am avut în acest moment, nu am avut plăcerea din partea Guvernului României de a avea acces alături de partenerii sociali la Planul Național de Redresare și Reziliență. Avem până acum o promisiune că ni se va trimite acest plan ca să-l putem discuta cu toții și cu specialiștii. A prezentat toate capitolele din PNRR cu bugetul aferent fiecărui capitol. Până la urmă am intrat și în detalii, am intrat și în ordonanța care stă la baza PNRR. Din punctul nostru de vedere, în continuare, Planul Național de Redresare și Reziliență nu are o coerență și o viziune clară a anilor pe care îi trăim în acest moment și a motorului economic din toată Europa. Suntem la dispoziția guvernului când dorește. Am încercat să încreionăm posibil ca eu cu domnul prim-ministru să nu mai am o întâlnire directă, dar sunt ferm convins că partenerii sociali și specialiștii vor avea această întâlnire. Ne uităm, am luat și propunerile celor de la sindicat, am luat și propunerile patronatului, am luat și propunerile PSD și ne uităm la ele, dar dacă există, prin minune, vreo componentă care să fie în spiritul a ceea ce noi vrem să facem în această țară, o componentă liberală. Astăzi, programul de reforme astăzi pe care noi îl facem, corectează ceea ce s-a făcut în ultimii ani de zile, când PSD a fost la guvernare. E mai complicat să crezi că astăzi vom avea compatibilitate pe anumite lucruri, dar eu întotdeauna sunt deschis. Radu Ștefan Oprea, senator PSD, fost ministru al IMM-urilor, altul de noi, purtător de cuvânt al partidului. Bună seara! Bună seara! Alături de noi în dezbatere, Benon Iardelean, deputat PNL. Bună seara! Bună seara! Se va alătura dezbaterii și profesorul Mircea Coșea. Imediat o să discutăm în ce măsură are România capacitatea de a absorbi acești bani europeni, capacitatea în sensul de a avea companii private care să muncească, să construiască autostrăzile, să construiască pistele de biciclete în mediul rural, așa cum doresc cei de la USR, și alte tipuri de bunuri și servicii, pentru că aici este de muncă. E foarte ușor să vorbești la televizor, să prezinți tot felul de PowerPoint-uri, tot felul de chestii în conferință de presă, însă în România, și noi știm, atunci când este de implementat ceva, românii sunt foarte buni la povești, la discuții, dar când este să implementeze ceva, atunci începe nebunia în România. Organizarea ne omoară pe care de consecință. Domnule Oprea, ce proiecte ați dorit dumneavoastră de la PSD să introduceți în PNRR și v-au fost refuzate, înțeleg, orice tip de proiecte? Dar dați-ne niște exemple. Ce ați vrut să faceți și nu vi s-a aprobat de către Câțu? Am fost, în primul rând, la Palatul Victoria cu un set de principii care trebuie să se regăsească obligatoriu în PNRR, pentru că el este, în PNRR este vorba, în primul rând, despre reforme. Și este vorba despre... Este vorba despre proiecte, domnul Oprea. Ce proiectele sunt mijloace de a ajunge la aceste reforme și, în primul rând, este vorba despre transparență. Trebuie să ajungă obligatoriu în Parlamentul României, pentru că trebuie să fie plan național. Nu are voie să fie nici planul USR-ului, nici planul PNL-ului. De fapt, le-am văzut prima dată, au fost date înapoi de către Bruxelles. Trebuie să fie un plan național. Nu întâmplător, astăzi nu am fost singuri, am fost împreună cu reprezentanții angajaților și ai angajatorilor, cu cei care sunt membri și reprezintă România în CESE, în Comitetul Economic Social European. Acei parteneri de dialog social care trebuie să fie parte a reformelor, să fie implicați în reforme, ca ele să se poată întâmpla în timpul acela scurt de 26 până în 2026. Trebuie descentralizare și au fugit de descentralizare. Autoritățile locale, consiliile județene nu sunt implicate deloc astăzi. Nu mai e nevoie de descentralizare, domnul Oprea. De ce nu avem nevoie de descentralizare? Păi ați fost la guvernare 6 ani și ați descentralizat deja România. Totul e rezolvat. Cum? Întotdeauna consiliile județene au fost implicate în timpul guvernării PSD. Pentru că dacă vorbim de această capacitate administrativă de care avem nevoie pentru a implementa toate aceste proiecte într-un timp foarte scurt, repet, 2026, cu trecere de la o guvernare la alta,
mai devreme de 2024 sau cel târziu în 2024, să fie această continuitate și această dorință a societății de a putea face reformele. Dacă nu este acceptată, dacă nu suntem împreună și sindicate, și patronate, și ONG-uri, și clasă politică, lucrurile acestea nu se vor întâmpla. Asta ne spune, Bruxelles. Eu m-aș fi așteptat. Și vă spun acum. Sunteți purtător de cuvânt al PSD. Ați participat la discuție? Vă dau un exemplu. Nu, n-am participat la discuție. Vă dau un exemplu de proiect concret. Okay. Autostrada Moldovei. Este un subiect care trebuie să se regăsească obligatoriu în aceste proiecte. Nu se poate dezvolta, nu se poate dezvolta Moldova fără infrastructură. Nu este trecut? Alt exemplu vă dau. Este dumneavoastră știți? Dumneavoastră știți sigur că e trecută? Vă întreb, dumneavoastră știți sigur? Noi ne-am văzut. Dumneavoastră ați văzut? Uite, așa, ce va arăta câțul păi vedeți, Victoria? Despre asta vorbim. Ce va arăta? Ei, vedeți? Deci despre această transparență vorbim. Despre lucrurile care trebuie să fie foarte clare, nu pentru noi, pentru PSD, ci pentru români. Că nu este planul nostru al PSD-ului sau planul lui Câțu, care ați văzut. E ca acel copil alintat, răzgâiat. Mai dați-mi un exemplu de proiect să înțeleg lucruri concrete. Că, ok, a vorbit foarte bune, clar, da? Au vorbit reprezentanții patronatelor, da? Reprezentanții asociațiilor patronale, ale întreprinderilor mici și mijlocii din România. La nivelul țării au vorbit despre un proiect Startup Nation, de tip Startup Nation, pe inovare. L-ați văzut? Granturi. Nu sunt în PNRR în acest moment, sau cel puțin nu știm despre ele, pentru că nimic nu a fost transparent. Deci am fost împreună cu reprezentanții societății, cu patronate, împreună cu sindicate și sunt cei care ar fi trebuit să fie implicați în acest proces. Sigur că ne-au spus cei cu care am fost astăzi că mimarea dialogului nu ține loc de dialog social. Faptul că te duci, spui ceva, te duci cu un program foarte clar și coerent de reforme și că ți se refuză, nu le regăsești între reforme sau nu știi dacă au fost cuprinse, asta nu înseamnă dialog. Domnule deputat Ardelean, ce doresc cei de la PSD, mai exact în afară de autostrada Moldovei? Cred că, repet, din informațiile mele e trecută parte în finanțare în PNRR. Asta ce știți? Ce vor cei de la PSD? Vor și niște proiecte, nu? Sau cei ce de la PSD vor puterea. Acum este altă conjunctură politică și bineînțeles că cei care sunt în scaunul de conducere, să zic așa, în zona guvernamentală, sunt cei care decid mersul, direcția, proiecția bugetară, proiecția pe proiecte și proiecția de dezvoltare pe care România trebuie să o aibă. Ceea ce este corect și normal în politică, ca să ne înțelegem. Orice partid își dorește să ajungă la guvernare tocmai pentru a face lucrul acesta. Coaliția de guvernare în momentul acesta are o muncă foarte grea și lucrul acesta este conștientizat de toți, inclusiv de premierul Câțu. Pentru că este un fel de plan Marshall pentru România, în care dacă avem succes cu planul acesta, România va cunoaște o dezvoltare fantastică în următoarea perioadă și cred că în acest moment fiecare dintre noi ne dorim, și cei de la guvernare, și cei din PSD, și cei din AUR, toată lumea ne dorim ca acest plan să aibă succes. Că unii avem opinii diferite, că ne-am dorit anumite proiecte să fie puse pe harta de dezvoltare, că ne-am dorit alte proiecte, asta cred că ține până la urma urmei de proiecția politică și de viziunea politică a fiecăruia dintre noi. Da, domnule, o scurtă întrebare, o precizare pentru telespectatori, da? Este cutuma asta politică, nu o să vă recunoască niciun politician, dar de regulă când se schimbă puterea și vine un partid, este o cutumă veche de pe vremea lui Hrebenciuc, să vă zic așa, fostul șef informal, fosta eminență cenușia PSD mai degrabă. Puterea și opoziția își împart proiectele, adică de regulă se dă ceva și opoziției. Există un procent de 70-30 și când se negociază bugetul de stat și când se fac anumite proiecte pe la transporturi, pe la infrastructură, se negociază pentru primăriile și consiliile județene ale opoziției, se negociază niște proiecte între putere și opoziție. De data asta, domnule Ardelean, nu ați dat nimic. Nu ați dat nimic și sunt supărați PSD-iștii, că nu ați dat. N-ați dat o bucățică de ceva printr-un județ PSD. Da, să știți, acea cutumă veche parlamentară care a existat și eu am prins-o. Eu am prins perioada respectivă. Ați stricat-o domnul Dragnea. Domnul Dragnea, când a venit, a spus nu de la nimeni nimic, în toate ceaurile, în toate numirile care au făcut în Senat, în toate numirile care au făcut în Camera Deputaților, punea numai de la el. Păi, în momentul respectiv, a spus, băi, roata se învârte. Țin minte în un BP în care eu, ca și vicepreședintea Parlamentului, am spus, domnul președinte, se va schimba roata.
gândiți-vă că venim și noi și nu o să vă mai dăm nimic pe putuma și pe algoritmul parlamentar dacă așa faceți cu chestiile respective. Ei, în momentul acesta, ceea ce se practica la legea bugetului, ca să fac convenire de lucrul acesta, în care fiecare parlamentar care era în comisia de buget pe vremuri, primea câte ceva, câte un proiect Excel, care era proiectul lui și spunea, uite, în valoarea de, poți și tu să pui ceva acolo. Chestiunea respectivă nu mai există de vreo 6-7 ani, cel puțin, eu nu mai țin minte de așa ceva, nu în ultimele două mandate. Însă, cred că în momentul acesta PSD-ul nu asta își dorește. Cred că în momentul acesta, rațional, conștientizează că este nevoie să avem proiecte mature pe care să le putem aduce și să le putem implementa, pentru că un faliment nu este doar falimentul PNL-ului sau falimentul guvernării, ci este falimentul țării până la urma urmei, pe care probabil și ei trebuie să-l gestioneze într-un fel sau altul. Toți ne dorim succes în acest proiect. De asta spuneam că sunt critici și critici de genul. De ce ai făcut podetul respectiv și n-ai făcut școala? De ce ai făcut școala și n-ai făcut biserica? De ce ai făcut biserica și n-ai dacă făcut am ajuns la capitolul ăsta, vă lansez o provocare și dumneavoastră, domnule Pudaș, și dumneavoastră, domnule senator. E o discuție. Chiar dacă cei de la PSD au deschis-o de vreo două zile, ea stă în picioare și cred că sunt, de fapt, argumentele PNL. Imediat o să vedeți care este argumentația mea. În 2019, când ați câștigat alegerile europarlamentare și apoi prezidențialele și parlamentarele, ați vândut, domnule Ardelean, în sensul de ați prezentat public foarte bine, ați făcut o promovare succesului pe care primarii de la Oradea, Ilie Bolojan, Emil Boc de la Cluj, Mircea Hava, fostul primar de la Alba, ce s-a reușit să se dezvolte în zona Transilvaniei, în zona Banatului, chiar da, cu fostul primar Robu, care chiar dacă a pierdut alegerile, a făcut ceva treabă la Timișoara, evident, după epoca Ciuhandu. Închid paranteza. Acum suntem în situația în care toți banii de pe PNRR sunt gestionați de băieții șmecheri de ministere de la centru. Eu, cu simpatie sau fără simpatie, aș avea mai mare încredere într-o asociație de dezvoltare intracomunitară, de o asociere între un Consiliu Județean și o primărie, care a dovedit că poate atrage fonduri europene. Și, nu știu, nominalizez pe Ilie Bolojan. Nu mi-e foarte simpatic, este un tip mai închistat, așa, primarul de la Oradea. Dar dacă unul a tras 400-500 de milioane de euro, hai să-l lăsăm, că înseamnă că are echipe, are resurse, are know-how, da? Are expertiză să facă treaba bună, că el știe cum să facă treaba, pentru că a dovedit. Iar birocrații ăștia din Ministerul Fondurilor Europene nășiți de Orlando Teodorovici, pentru că n-ați făcut reformă pe resurse umane, domnule Ardelean. Eu n-am încredere în ăștia de la Ministerul Transporturilor, birocrați, în cei de la Ministerul Fondurilor Europene, în cei de pe la Ministerul Economiei și Energiei, că toți sunt pesediști. Toți au dovedit, au avut posibilitatea să dovedească, să facă proiecte și n-au făcut. Provocarea, domnule Ardelean. De ce nu faceți lucrul ăsta? Da, eu am spus de multe ori acest lucru și anume, eu cred că România, înainte de a începe astfel de proiecte majore de infrastructură, de orice altceva, ar fi avut nevoie de o reformă structurală și microstructurală profundă. Și ați numit doar câteva dintre aceste structuri și microstructuri care trebuie schimbate. Sunt foarte multe, din punctul meu de vedere. Avem un aparat bugetar care este supradimensionat, prost calificat. Din toate punctele de vedere, nu stă în picioare la ceea ce ne înhămăm acum, adică să aducem proiecte foarte mari pentru România. Ar fi trebuit făcută, în primul rând, schimbarea Constituției, da? Pentru că societatea a evoluat, trebuie să schimbăm Constituția, trebuie să ne ocupăm de marile proiecte, trebuie să ne ocupăm de birocratizare, de reorganizarea teritorială. Toate aceste lucruri sunt primordiale. Dar ceea ce a apărut acum, a apărut această urgență. Și acum ai două variante. Una, să te apuci să încerci să faci acele schimbări politice de reorganizare, de reformă de care România are nevoie, sau să te ocupi de aceste finanțări care, iată, că sunt, pe de o parte, bani împrumutați, într-adevăr, dar mulți bani sunt moca. Și atunci trebuie să beneficiezi de acești bani care altfel n-ai cum să-i aduci în țară. Însă cred că nici una, nici cealaltă nu trebuie făcută. Puțin, ambele trebuie făcute în paralel. Dar nu ne-a obligat Comisia Europeană să gestionăm bani la București, să fie pe mâna lui Ghinea sau pe mâna lui Drulă, da? Uniunea Europeană a spus, vă dăm banii, faceți proiecte. Repet, aveți expertiză. O să ajung să vă laud în emisiunea asta pe cei de la PNL, dar aveți anumiți primari și șefi de consilii județene, inclusiv nesimpaticul Alin Tișe de la Cluj. Oamenii ăștia au făcut lucruri vizibile. De ce nu-i lăsați să facă în continuare proiecte? Asta e întrebarea. Care a fost filozofia de spate?
Asta este și obiecția președinților de Consiliu Județene și a primarilor, că în acest proiect național n-au fost foarte angrenați. Din punctul meu de vedere, va trebui să găsească o soluție și eu cred că soluția este transferul acestor proiecte spre ADR-uri și conlucrarea cu zonele respective. Pentru că asta este, din punctul meu de vedere, cheia succesului în această poveste. De exemplu, la Timișoara avem un domn, domnul Maxim, care gestionează de foarte mulți ani ADR-ul aici și atragerea de fonduri europene era undeva de 98-99% în toată această perioadă. În timp ce în alte zone din Moldova, din Regat și mai departe, era undeva la 20-25%. Cu Timișoara sau cu zona de nord-vest ridicam noi media națională pentru atragerea de fonduri europene. Domnul Oprea, dumneavoastră aveți o explicație până la urmă? Era o decizie politică? Domnul Oprea, aveți o explicație? Pentru că, repet, liberalii sunt puternici în teritoriu. De ce Florin Câțu, până la urmă și la nivelul PNL, s-a luat decizia ca banii să fie gestionați la ministere? Repet, eu n-am încredere în ministerele din România. Eu mă bucur că suntem împreună în aceeași concluzie pe care am spus eu și eu la început, adică descentralizarea fondurilor europene. Câteodată avem dreptate. Descentralizarea fondurilor europene, exact lucrul acesta înseamnă. Taberei. Faptul că Uniunea Consiliilor Județene, Naționala Consiliilor Județene, nu a fost băgată în seamă, este un punct de vedere al lor, l-am citit. Cei din guvern nu au ținut cont de el. La fel este și cu Asociația Municipiilor, la fel este și cu Asociația Comunelor. Domnul toți au transmis aceste puncte de vedere. Telespectatorii care se uită se întreabă de ce. Pentru că care nu vor. De ce nu vor? Pentru că vor doar avansul pe care să-l iau consultanții străini. E simplu. Este evident. Păi, asta. N-ați văzut și declarațiile? Aveți probe pentru asta? Da, am văzut declarațiile publice ale doamnei Turcan, ale doamnei Violeta Alexandru, care vorbea despre incapacitatea funcționarilor din ministere, cei din MIP pe care n-ar vrea să lucreze, care au boicotat, au sabotat și că ar trebui descentralizat. Păi nu, și una și cealaltă dintre ministri. Ei au vrut bani, au vrut bonusul la bonusuri. Fosta și bă, actuala, dacă ai 4.000 de euro pe lună la ministerul fondurilor, tu mai vrei că 2.000 de euro că te ocupi de bani europeni? Păi bă, sunt oameni în bănci, director de bănci care nu câștigă 6-7.000 de euro. Unde să mergem, domnule Oprea, cu nesimțirea asta din minister? Dar au spus că vor să descentralizeze. Vorbea doamna Raluca Turcan despre nevoia de a merge către unul dintre cei patru mari în consultanță pentru reformele importante din sistemul de pensii. Ar fi fost mult mai ușor să aplice legea pensiilor, care rezolva de mult toate inechitățile din societate. Dar nu vor, pentru că sunt încăpățânați. Nimic din ce a făcut PSD-ul și nu singur, împreună cu partenerii sociali, nu mai este bun. Ați văzut încăpățânarea și a premierului Câțu de azi ca un băiețel alintat. Nu se poate, poate pentru o minune. Acei oameni cu care vorbeau, și nu spun despre PSD neapărat, deși suntem cel mai mare partid politic din țară, cel care a câștigat alegerile și cel care avem cel mai mare număr de primari. Nu poți să lași jumătate din România deoparte doar pentru că ești încăpățânat. Că te alinți, că te râzgâi. Nu merge cu astfel de încăpățânare. Domnul Oprea, să înțeleagă telespectatorii, dacă poate, poate nu o să înțeleagă ce se întâmplă. Banii aceștia o să vină și vor fi investiții în toate zonele geografice ale României, inclusiv acolo unde conduce PSD la primării. Problema este că banii vor fi gestionați de la centru. Da? Ca pe vremuri. La centru se vor gestiona banii. Nu comunitățile locale de la Vaslui, Botoșani, Cluj, Vrancea vor gestiona acești bani. Da? Vor veni de la centru, dar de beneficiat, dacă se vor face proiectele astea, vor beneficia evident comunitățile locale. Repet încă o dată nuanța asta. Eu nu am încredere în capacitatea celor din ministere, da? Și dorința lor până la urmă și determinarea lor de a implementa proiecte. În special la transportul, de exemplu. Pentru că au avut ani de zile posibilitatea să facă. Leneșii și bine îngrășații birocrați de la Compania Națională de Drumuri. Leneșii și îngrășații de la Ministerul Transportului, vreo 40 de directori ținuți de toate guvernările. Oamenii ăștia și-au dat proba incompetenței. Deci dacă e o mare problemă instituțională și de implementare, este aici. Centralizarea asta excesivă și eu nu înțeleg până la urmă cine a decis politic lucrul ăsta. Domnule Ardelean, se mai poate schimba decizia asta? Să vă întâlniți la PNL, să discutați în coaliție, să-i spuneți Lughinea, care vrea și el să pună, să bage colțișori în banii ăștia, și Ludrulă. Băi, oameni buni, nu veți putea gestiona miliarde și miliarde de euro. Hai să mai dați și la alții, da? Repet, există expertiză în România unde s-au făcut lucruri interesante pe bani europeni în anumite zone.
Subscriu întru totul în ceea ce spuneați dumneavoastră legat de zona de descentralizare și sunt un mare susținător a descentralizării. În același timp știm că anumite ministere sunt absolut înghețate, adică sub ministru nu se întâmplă nimica, e ministru și eventual eșalonul 2 de secretar de stat și de acolo în jos e totul înghețat. Când ceri un act, parcă cer să-l aducă de acasă sau nu știu, să-l aducă de peste ocean să vină cu el să ți-l prezinte. Și cred că această chestiune trebuie să înceteze odată, dar de asta spuneam în concluzie la ultima intervenție. Eu cred că cele două nu se exclud, adică reforma administrativă, reforma descentralizării, reforma în macro și microsistemele naționale trebuie să meargă concomitent în momentul acesta cu această infuzie de capital care trebuie gestionată cumva și trebuie gestionată rapid. Eu pun pe seama timpului scurt care îl avem de a prezenta un plan concret cu proiecte mature și gata finalizate în PNRR, această urgență care iese deasupra acestei chestiuni, tocmai din acest motiv, să zic așa, nu s-a găsit o altă formulă mai bună decât să meargă pe formula actuală de gestionare a acestor fonduri. Dar cred că ADR-urile vor fi implicate. Timpul n-a fost scurt pentru 18 state care au depus deja planurile naționale de redresare și reziliență. Pentru noi e timpul scurt întotdeauna cam eșua de două ori. Este un pariu pe care, din păcate, România riscă să-l piardă, pariul de a atrage acești bani. Și spun bună seara profesorului Mircea Coșa. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Deci dezbaterea, discutăm de câteva minute despre tendința asta de a centraliza banii europeni din PNRR, fără a avea inspirația măcar acolo în anumite zone unde autoritățile locale au dat dovadă că pot atrage acești bani. Deci s-au atras bani destul de frumoși în România pe zona de administrație locală și ne întrebăm oare ce să fie în spate, domnule profesor, cu dorința asta de a centraliza banii, să stea domnul Ghinea, să stea domnul Drulă, oameni care nu prea au dovedit că pot face lucruri, că n-au nimic în trecutul lui. Da? Ghinea, de exemplu, ne spunea Alina Mungiu Pipidi de la SAR, care, persoana care l-a inventat public pe Ghinea, pe ministru, spunea că el, săracul, a gestionat în viața lui un proiect mai mare de 1 milion de euro ca membru a unei comisii. Știți că Societatea Academică Română primea diverse finanțări, iar Ghinea era expert. El nu cred că a făcut parte din proiecte mai mari de 1 milion de euro ca expert sau ce expertiză avea el. Vă rog, domnule profesor. Da, sunt și eu de acord că suntem într-un eșec pentru că n-am avut competența ca să facem acest plan așa cum trebuie, datorită faptului că cei care se ocupă n-au nicio experiență. Însă problema e alta și aici n-aș vrea ca să deranjez pe nimeni, dar abordarea nu este chiar atât de exactă cum s-a întâmplat până acum. Noi privim acest plan național de redresare și reziliență în optica pe care am avut-o în legătură cu fondurile europene. Fondurile de structurare și investiții, pe care le-am luat sau nu le-am luat pe parcursul ultimilor ani. Acest mecanism european de redresare și reziliență, din care rezultă și planul național, e cu totul altceva. Acest mecanism, care este o revoluție, de fapt, în conceptul distribuției fondurilor la Uniunea Europeană, vizează viitorul Uniunii Europene. Adică, după ieșirea din criză, până în anul 2050, Uniunea Europeană trebuie să fie o piață monolit care să facă față concurenței americane și chinezești. Pentru asta trebuie ca diferențele dintre state să fie eliminate cât mai mult. Și există 6 axe pe care merge acest plan. Aceste axe, din păcate, nu pot fi gestionate la nivel local. Sigur că nivelul local este implicat, dar el trebuie să beneficieze de o viziune sintetică, centralizată, care în alte țări, și aici sunt câteva exemple extraordinare, Italia în primul rând, Mario Draghi a făcut ceva extraordinar, pe lângă faptul că a obținut mai mulți bani, a făcut acest plan ca fiind o strategie de dezvoltare a Italiei împreună cu un grup de experți la nivel academic, a atras și experți de la OCDE și de la Organizația Mondială a Comerțului. Aici sindicatele, reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii nu pot să genereze idei, ei doar pot să primească părți din aceste planuri. Care e dificultatea în prezent în România? Că cei care decid nu au interes acest lucru. Ei s-au dus la Bruxelles cu niște elemente care ne interesau pe noi din clasica întârziere pe care o avem. Hai să facem autostrăzi,
autostrăzile nu intră în acest plan. Doar s-au negociat anumite lucruri prin primul ministru, dar inițial da, bun, și ce s-a negociat, domnule profesor, atunci? Deci autoritățile locale din România spuneți că n-au expertiză pe genul ăsta de proiecte? Dați-mi un exemplu să înțelegem, adică practic... Spre exemplu, digitalizarea. Digitalizarea este a doua axă importantă a mecanismului european, care presupune implementarea unor sisteme globale, cum ar fi 5G-ul. Sigur că se poate face și la nivel local, dar fondurile sunt gestionate central. De ce? Pentru că prima oară, în istoria Uniunii Europene, fondurile sunt eliberate în funcție de mersul reformelor. Deci din 6 în 6 luni, România trebuie să meargă la Bruxelles și să arate că a făcut următorul pas în reforma. Care reformă? Reforma digitalizării. Asta nu poate să fie la un județ. Reforma pensiilor, reforma salariilor, reforma listării societăților capital majoritari de stat și așa mai departe. Reforma pensiilor, ăsta e un subiect greu, l-am tot dezbătut. E un subiect foarte greu pe care nu poți să-l faci la nivel local. Dar el apare pe așa numită listă de parcurs pe care Uniunea Europeană a dat-o domnului Câțu la întâlnirea pe care a avut-o. Asta înseamnă că se vor recalcula pensiile? Ce presupune lucrul ăsta? În viziunea Uniunii Europene, această reformă pensiilor este o echilibrare a raportului dintre situația demografică, acumularea fondului de pensii și numărul de pensionare. Adică, cu alte cuvinte, ca să fie mai clar, pensiile nu poate să crească mai mult decât permite fondul de acumulare și se prezintă trecerea la alte forme de pensionare, cum sunt conturile personale de pensionare, pilonul 3, pilonul 3 și așa mai departe. Da, domnule Coșa, da, e corect ce spuneți. Evident că nu poți plăti pensii mai mult decât duce economia, dar dacă nu putem crește pensiile, ce facem cu veniturile pensionarilor care sunt mâncate de inflație? Asta este o chestiune capitală pe care trebuie să o discutăm, dar nu așa cum o discutăm noi acum. E o chestiune de interes național și anume, o spun un lucru care poate nu convine. Acești bani pe care îi luăm sau pe care ar trebui să îi luăm presupun acceptarea în România a unui scheme care nu este convenabil populației acestei țări. Asta să fie clar. Vom intra într-o austeritate. Pentru că România, spre deosebire de alte țări, a optat să atragă și fondurile care țin de împrumuturi. Alte țări au luat doar cele care țin de granturi. Luând și împrumuturile, trebuie să dea o garanție că împrumuturile vor fi date mai departe. Asta înseamnă ca să pună în aplicare, printr-o idee pe care Germania a avut-o și a plasat-o unui oarecare profesor, și anume că garanția pe care Uniunea Europeană o are atunci când ia credite și le împarte în alte țări, trebuie să fie garantată de reforme în țările care iau banii din creditare. Deci nouă ni se va impune o austeritate evidentă pentru ca Uniunea Europeană să fie sigură că vom putea să returnăm banii. Da, domnul Coșa, când aud de austeritate, deja aud și mă gândesc la mișcări de stradă și la schimbări politice. Da. Păi vin PSD-iștii la putere. Vine domnul Opel la putere în 2024. PSD-iștii sau ne-PSD-iștii. Eu chiar astăzi am publicat un articol pe tema asta, am demitizat puțin acest fond și am arătat că el este pe aforismul cuțitului. Cu cuțitul poți să tai pâinea, dar poți să stai și degetul. Corect. E foarte complicat, pentru că el poate să ducă la responsabilizarea unei anumite situații guvernamentale, de aceea nu se prezintă în Parlament cum fac alte țări. Guvernul devine responsabil, iar dacă greșește și banii nu se mai dau, se va întâmpla o schimbare de politică atât de importantă în România, încât ne putem aștepta să vină cine știe ce fracțiune sau partid care se va răzbuna pe ceea ce s-a întâmplat. Stăm pe munche de cuțit, vă spun. Adică accesarea acestor bani înseamnă foarte multă grijă, pentru că pot duce la schimbări sociale și politice foarte importante. Da, informații foarte importante. Repet. S-a creat o expectație. Populația așteaptă, pentru că așa i s-a spus, că acești bani va schimba fața României. Ori dacă ei nu vor fi folosiți sau nu vor fi dați pentru că n-am făcut reforme, sigur că populația va da vina pe cei care s-au încărcat cu el. Oare cum să facem? Singurii care s-au încărcat este guvernul.
Oarecum să facem o paralelă, cum spuneați, o informație importantă, nu am citit-o, n-am auzit-o, n-am văzut-o în altă parte. Acești bani, repet, care vin din împrumuturi, da, împrumuturile pe care România le ia, nu granturile, banii europeni din PNRR, aceste împrumuturi vin cu niște condiționalități. Exact cum a procedat Fondul Monetar Internațional când a venit în 2009. 2010. Exact. El trebuie să-și ia o garanție că România va plăti, pentru că Germania, prin interpuși, a ridicat o idee foarte clară. Dacă o țară nu plătește, vor plăti contribuabilii din Germania pentru România. Păi nu se poate așa ceva. Și atunci trebuie să obligăm pe România să facă în așa fel încât să fim noi cei care dăm banii, sigur că ni vom lua înapoi. Domnul Oprea, uitați ce vremuri ne așteaptă. Lucrurile sunt scrise de mult, pentru că și-l salut pe domnul profesor Coșa, pe care îl cunosc de foarte mulți ani. Și parțial, sunt de acord cu, în foarte mare parte sunt de acord cu dumnealui. O singură chestiune nu sunt de acord, ideea că reprezentanții sindicatelor, spre exemplu, nu pot genera idei, ba da, pot genera idei pentru că au fost astăzi și au lăsat 5 planuri de reformă, iar în ceea ce privește digitalizarea, îngrijorarea foarte mare a sindicatelor, pe care și eu o împărtășesc, este referitoare la cei care nu vor putea face din populația României față provocărilor pe care digitalizarea le va ridica în fața noastră și atunci ar trebui prin acest program de reformă să investim foarte mult în oameni ca să poată avea și acele deprinderi digitale pentru a putea ține pasul. Se vor produce într-adevăr transformări prin digitalizare în societate și atunci ar trebui să oferim o șansă celor care au mai mici capacități digitale. Da. Deci aici sunt de acord că și sau părerea mea, opinia mea este că și reprezentanții sindicatelor pot genera politici publice pentru cei pe care îi reprezintă. Și este normal să fie așa. Nu pot să vă contrazic. Aveți dreptate. Aveți dreptate în măsura în care sindicatele pot să vină cu programe care țin de ansamblu problemei, nu local sau conjunctural. Exact așa sunt cele pe care le-au prezentat astăzi împreună cu noi la guvern aceste probleme mari. Domnule Ardelean, apropo de ce spunea profesor. Apropo de ce spunea profesorul Coșa, mă scuzați, domnule profesor, vreau să mergem chiar la 5G. Am înțeles că a trecut în Parlament legea. Lucrurile sunt deja în ceea ce Comisia Europeană a publicat încă din septembrie în consultări și apoi mecanismul Parlamentului European care leagă reformele de semestru european. Deci de toate reformele care trebuie să se întâmple în Europa, legătura aceasta există. Domnule Ardelean, apropo de reforme și digitalizare, am înțeles că a trecut proiectul de lege 5G, da, în Parlament. A fost bipartizan, au votat și de la PSD și a doua întrebare, o curiozitate jurnalistică, am scăpat de compania acea chinezească agresivă și foarte răutăcioasă, să spun așa, care dorea să implementeze România 5G? Eu cred că atunci când discutăm despre 5G, discutăm dincolo de zona de telecomunicații, de comunicații și cum vreți să-i spuneți noastră, discutăm și de zona de siguranță națională. Și cred că atunci când discutăm despre astfel de chestiune, deja lucrurile se complică puțin, pentru că trebuie să ții cont și de alți factori și de alți parametri care trebuie luați în calcul. Și tocmai de aceea a fost acest consens, un consens pe care l-am aplaudat cu toții. Și cred că este important ca România să beneficieze din plin de tot ceea ce înseamnă acest beneficiu a 5G. Însă vreau să fac o mică remarcă aici vis-a-vis de ce spunea domnul profesor Coșa și l-am ascultat întotdeauna cu mult respect și cu foarte mare atenție. Este important să știm și știm lucrul acesta, cel puțin eu ca vicepreședinte a Partidului Național Liberal, colegii mei de asemenea, că ne asumăm un mare risc de gestionare acestor fonduri. Pentru că, într-adevăr, așteptarea populației este foarte mare. Dar avem și curajul să o facem și, din punctul meu de vedere, trebuie să găsim în scurt timp și acele companii și acei oameni competenți care pot să lucreze proiecte și, bineînțeles, că va trebui o transparență maximă și, în același timp, foarte multă atenție în gestionarea acestor proiecte. Altfel, 2024 va fi un an ușor. Bun, e bine că vin miliardele. Până atunci avem o situație complicată și merg la domnul profesor Coșa. Am discutat de multe ori și ne-ați dat expertiza dumneavoastră pe puseele de inflație din 2017-2018 și atunci cam toată lumea a căzut de acord că majorarea veniturilor bugetarilor a dus evident la creșterea prețurilor. Acum ce se întâmplă, domnule Coșa? De ce cresc prețurile? Acum avem un fenomen global și anume inflația a apărut în toată lumea ca urmare a crizei COVID. Din mai multe motive. În primul rând pentru că reluând cererea pentru materii prime, prețul acestora a crescut,
a crescut foarte mult prețul transporturilor și a crescut și cheltuiala pe care statele occidentale o fac pentru a relocaliza părți din lanțurile de producție care erau până acum în China. Pe de altă parte, este un fenomen foarte îngrijorător care a trebuit să fie luat în seamă de toată lumea, și anume, este de vreo 30 de ani, nu s-a întâmplat ce se întâmplă acum, și anume ca în 10 luni consecutiv să crească la nivel mondial, conform statisticii FAO, prețurile produselor agroalimentare, adică alimentelor, au crescut permanent pe parcurs de 10 luni. Deci există o inflație care ne va afecta și pe noi, pentru că aceste prețuri internaționale care sunt urcate ca urmare a ce spuneam, materii prime, petrol, transport, o să ajungă și la noi. Noi avem însă și o chestiune care ține de situația noastră internă. Adică noi încă n-am reușit să stăpânim într-o anumită măsură, măcar în proporție de 30%, piața internă a produselor agroalimentare. Nu avem producție sau nu știm să colectăm producția și atunci importăm foarte mult. Acest import ridică raportul euro-leu și bineînțeles că duce la inflație. Iar lucrul cel mai îngrijorător este creșterea iminentă a prețurilor la energie, electricitate, gaz. Aici vreau să ajungem. Da. Și probabil trebuie să luăm în calcul și o creștere pe care eu o cred necesară a impozitelor și taxelor, nu neapărat pe muncă, ci pe proprietate, mai ales la nivel local. Pentru că aici nu este echilibrat ceea ce se întâmplă. Deci, în mod normal, vom avea o inflație în creștere. La cât se situează ea, eu nu pot să vă spun, pentru că sunt chestiuni care pot să apară pe parcurs. Poate să apară al patrulea val de pandemie, poate să se întâmple orice. Noi suntem însă, și asta trebuie ca să spunem foarte clar, să nu ne dăm după deget. Am intrat într-o zonă în care apetitul investițional pentru România scade. Pentru că suntem într-o zonă caldă, acest conflict care bate la ușă, sau mă rog, s-a mai dus mai încolo, mai încoace între Rusia și Ucraina, ne pune într-o zonă specială. Israelul și cu Hezbollah-ul la fel, într-o zonă specială. Extracția gazului din Marea Neagră se va face greu în cazul în care Marea Neagră devine un câmp tactic. Deci, deasupra noastră sunt mai multe lucruri care în viitor vor apăsa. Și atunci, sigur că trebuie să ne așteptăm la o creștere a inflației. Dar asta nu înseamnă că nu poate să fie stăpânită. Și eu cred că ea poate să fie stăpânită dacă ar exista o cooperare mai bună între politica monetară și politica fiscală, adică între Banca Națională și Guvern. Deci, practic, poate anul acesta și anul viitor, dacă se păstrează inflația asta, se pierd cam toate majorările făcute în ultimii 3-4 ani. Le discutam cu salarii, cu pensii, cu ce s-a făcut în zona asta. Se întâmplă și altceva, pe care noi moștenim asta din perioada anilor trecuți, și anume creșterea economică în România, oricât de bună va fi ea, acum e o creștere importantă. Eu nu fac parte din cei care nu cred în această creștere. Eu chiar sunt convins că este o creștere de la trimestru la trimestru și pe două trimestre, ceea ce e foarte bine. Dar dacă la sfârșitul acestui an vom avea o creștere de 5 până la 7%, ea va fi resimțită în economie nu mai mult de 2-3%, pentru că restul se pierde prin importuri. Asta e problema. Structura economiei românești nu reușește să echilibreze balanța comercială. E o discuție pe care o avem, domnule profesor, de vreo 5 ani deja. Mulțumesc pentru intervenție. Luăm pauza comercială, discutăm despre... I-am spus-o pe Facebook, da, pentru un comentariu astăzi pe pagina Dosar de Politician, prostia crasă a lui Liviu Dragnea, care este pe cale să se bage din nou la pușcărie pe mâna lui. Da? Dosarul vizitei la Donald Trump și dosarul lobby-ului făcut în Statele Unite, da? Este o chestie și o gafă făcută de fostul șef al PSD, care este greu de înțeles. Omul ăsta a luat șpagă să-și plătească vizita în Statele Unite în condițiile în care avea bani la partid. Deci în conturile PSD erau milioane de euro din subvenția publică, dar el nu a vrut să se știe că a plătit pentru vizita în Statele Unite. Ca să vedeți ce om ciudat este fostul șef al PSD, Liviu Dragnea, care cel mai probabil săptămâna viitoare va ieși din pușcărie după prima lui condamnare. Invitat în a doua parte este George Simion. Vedem ce mai fac cei de la AUR.
parcă nu-i bagă nimeni în seamă, nici PSD-ul nu mai bagă în seamă AUR, nici cei de la opoziție, rămân să, cum să spun, o să putească așa în derivă cei de la AUR. Revenim după o scurtă pauză și cu dosarul Dragnea, vizita în Statele Unite. După ce ploile torențiale au făcut ravagii în aproape toată țara, veștile proaste nu se opresc aici. O nouă avertizare de cod portocaliu a intrat în vigoare. Dar mai multe detalii ne dă chiar acum în direct meteorologul de serviciu, domnul Robert Manta. Bună ziua, mulțumesc mult pentru intervenție. Bună ziua. Așadar, ce noutăți aveți, vă rog? Vom avea ploi în continuare în cursul zilei de astăzi, mai importante în zonele de munte, practic... Chiar și în acelea zone cu probleme din ultimele zile, în speță munții Apuseni, dar și în restul zonei montane, iar un nou cod portocaliu, cel de dimineață, vizează în plus o zonă din estul Muntenei și sudul Moldovei. Mai exact, județele Galați, Brăila, Vrancea și Buzău, unde așteptăm precipitații importante de peste 30-40 de litri, poate chiar peste 50 de litri pe metru pătrat. Da, cum va fi și vremea în capitală, vă rog? În capitală continuă să plouă astăzi, dar veștile bune care le avem pentru capitală, pentru zilele următoare, le avem și pentru restul țării. Vremea se încălzește treptat începând de mâine și devine frumoasă noapte, astfel că avem soare și temperaturi de până la 30 de grade duminica. Am mai avut asemenea sezon ploios chiar înainte de vară? Da, lunile mai și iunie sunt cele mai ploioase în țară la noi. Practic, aceste două luni însumează undeva la 20-25% din cantitatea de precipitații totală pe un an în anumite zone ale țării. Da, mulțumesc mult pentru aceste precizări, Robert Manta, meteorolog de serviciu ANM. Mergem mai departe. Guvernul vrea să relaxeze restricțiile de la 1 august, astfel încât concertele și festivalurile să poată fi organizate pe o durată de două zile, potrivit unor surse guvernamentale. În prezent, astfel de festivaluri și concerte nu pot dura mai mult de o zi, potrivit ultimelor măsuri de relaxare adoptate de executiv. Gabriela Del Pupo urmărește subiectul, bine cu date suplimentare. Bună dimineața, Gabriela! Bun găsit! Trebuie să spunem că în acest moment sunt mai multe reguli care se aplică, începând cu data de 1 august, dacă ținta de vaccinare va fi atinsă, mai exact organizarea de evenimente, după cum spuneai și tu, pentru maxim o zi, de asemenea cu 5.000 de organizatori, în condițiile în care la un astfel de eveniment erau peste 9.000 de colaboratori, sute de DJ și artiști care participau și 500 de furnizori, deci o limită destul de restrictivă pentru organizatorii de festivaluri, însă aceștia primesc vești bune. Începând cu data de 1 august ar putea fi relaxate unele dintre aceste condiții. Deja cei de la Electric Castle au anunțat că nu vor organiza anul acesta ediția festivalului și o amână pentru 2022, însă mai optimiști sunt cei de la Never See, care anunță doar amânarea acestui eveniment amplu cu mii de colaboratori. Nu există o limită a publicului nici în acest moment în ceea ce a prevăzut guvernul, dar limita de colaboratori este importantă pentru că, după cum putem vedea, cei de la Never See aveau practic dublu numărului de colaboratori permis în acest moment. Cei de la Untold s-au arătat de asemenea destul de nemulțumiți și au spus că este aproape imposibil dacă se va menține acea regulă de distanțare cu 2 metri pătrați, chiar dacă toți participanții sunt vaccinați, să organizeze acest festival amplu care practic acapara Clujul timp de câteva zile. Știm că în două zile, practic, nu prea erau organizate festivaluri. Vom vedea dacă își vor adapta programul și, bineînțeles, numărul de artiști invitați, cei care organizau aceste festivaluri pentru anul acesta, pentru a încerca mini-ediții, practic, pentru că nu putem vorbi de desfășurarea în condiții ca dinainte de pandemie a acestor festivaluri ample. Bineînțeles, vorbim și de alte evenimente culturale și de divertisment care vor putea fi organizate dacă se vor relaxa aceste măsuri. Inconștiență pe o autostradă din Statele Unite, unde șoferul unei mașini electrice Tesla a fost prins că trăgea un pui de somn în timp ce mașina lui mergea pe pilot automat. Polițiștii l-au sancționat astfel.
130 de km pe oră, cu atât mergea mașina pusă pe pilot automat. În același timp, șoferul dormea la volan. În cele din urmă, el a auzit semnalele acustice ale mașinii de poliție și a tras pe dreapta, unde a încercat să-și explice situația. The reason I'm stopping you is I followed you for about 2 miles and you were sleeping. You were totally like this in the car. Why would we drive like that? I was okay. You were sleeping. I was a little bit tired. I understand you have autopilot, but if something was to happen, you're not able to make that conscious decision to stop in a hurry. Polițiștii nu au crezut explicațiile șoferului, astfel că l-au amendat și au confiscat temporar mașina. Șoferul a încălcat atât regulile de circulație, cât și pe cele ale companiei producătoare a mașinii, care le cere șoferilor să țină permanent mâinile pe volan atunci când folosesc pilotul automat. În următoarea perioadă, campania de vaccinare se va îndrepta mai ales către locuitorii din mediul rural. Anunțul a fost făcut pentru B1 TV de secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Andrei Baciu. O să facem o completare a strategiei de vaccinare și a modalității în care acționăm. Gândim câteva chestiuni complementare, însă aici vorbim de sporirea echipelor mobile, pentru că despre asta este vorba. Sunt 11 județe în care funcționează acele centre mobile, sunt cred că puțin peste 100 de echipe mobile care funcționează, însă pe lângă aceste lucruri e nevoie și de completarea acțiunilor de comunicare. Este un segment important de oameni care nu sunt împotriva vaccinării. S-ar vaccina, însă ideea este să fie vaccinul accesibil. Zeci de lăutari din Dâmbovița au fost reținuți pentru că au bani de la stat cu acte false prin care arătau că activitatea lor a fost afectată de pandemia de COVID-19. Printre cei cercetați acum pentru înșelăciune, fals, uz de fals și fals în declarații, se află și fratele regretatului artist Ion Dolănescu, Constantin Dolănescu. Amănunte aflăm de la colega mea, Liliana Năstase, senior editor B1 TV. Bună dimineața, Liliana! Bună dimineața! Cei 23 de lăutari au fost reținuți în cursul serii de ieri de către polițiștii din Târgoviște, iar astăzi parchetul de pe lângă judecătoria Târgoviște va stabili dacă se impune să-i prezinte la instanța de judecată cu propunerea de arestare pentru 30 de zile. Este foarte posibil ca mare parte dintre ei să fie cercetați în libertate, sub control judiciar sau în arest la domiciliu, având în vedere că și-au recunoscut deja vina, așa cum spuneam, mare parte dintre ei. Ancheta a început încă din luna octombrie, când anchetatorii au avut suspiciuni că mai mulți lăutari ar fi întocmit acte false, astfel încât să obțină bani de la statul român, sub pretextul că ar fi fost foarte afectați de pandemie. De altfel, infracțiunile s-ar fi desfășurat începând cu luna octombrie anul trecut și până în prezent, astfel că cei 23 de lăutari ar fi păcălit statul român cu numai puțin de 300.000 de euro, bani care acum vor fi nevoiți să îi dea înapoi. De altfel, anchetatorii au și pus sechestru asigurator pe mare parte din bunurile celor urmăriți penal în acest dosar pentru evaziune fiscală, înșelăciune, fals, uz de fals și fals în declarații. După cum știm, dacă își vor plăti prejudiciul, având în vedere că prejudiciul individual este până în 100.000 de euro, ei vor scăpa de pușcărie, având în vedere noua lege intrată de curând în vigoare, conform căreia cei care fac evaziune fiscală de maximum 100.000 de euro și plătesc integral prejudiciul nu vor ajunge după gratii, însă aceștia mai au în dosar acuzații de înșelăciune, fals și uz de fals, precum și fals în declarații. Inițial, anchetatorii au pornit dosarul de la faptul că aceștia ar fi participat în perioada pandemiei la petreceri private, evident, fără niciun fel de chitanțe, în ciuda faptului că și petrecerile erau interzise. Însă, ulterior, au depistat că, de fapt, aceștia aveau și dosarele înaintate, conform cărora ar fi fost prejudiciați și au și încasat banii respectivi. Constantin Dolănescu, fratele lui Ion Dolănescu, este considerat ca fiind unul dintre principalii suspecți în acest dosar, iar astăzi vom afla dacă acesta va fi cercetat în libertate sau va ajunge în arest. E doliu pe scena politică din România. Adrian Rădulescu, vicepreședinte PMP, fost consilier prezidențial al lui Traian Băsescu și secretar de stat în Ministerul Agriculturii, a murit aseară la Spitalul Colțea din capitală.
Adrian Rădulescu nu se simțea bine de multă vreme, iar apropiații spun că în ultimul timp era destul de palid și părea slăbit. Iar dimineața a mers la spital și a fost internat direct la terapie intensivă. Însă, în decurs de câteva ore, organele i-au cedat rând pe rând, iar vicepreședintele Partidului Mișcarea Populară a încetat din viață aseară. Președintele PMP, Cristian Diaconescu, a fost printre primii care au anunțat decesul colegului său. Adrian Rădulescu, prietenul meu, ai plecat prea repede. Drum lin și Dumnezeu să te odihnească în pace. Respectuoase condoleanțe familiei, a scris Cristian Diaconescu pe Facebook. Un mesaj de condoleanțe a venit și de la europarlamentarul Eugen Tomac. Sunt profund marcat de această veste tristă. Adrian Rădulescu a plecat de lângă noi prea devreme, prea nedrept. Sincere condoleanțe familiei, a transmis fostul președinte al PMP. Adrian Rădulescu a fost președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România și a fost numit secretar de stat la Ministerul Agriculturii în guvernul condus de Emil Boc, ocupând și funcția de consilier prezidențial al președintelui Traian Băsescu. A devenit mai târziu unul dintre membrii activi ai PMP. În 2007, Adrian Rădulescu a fost director de cabinet al lui Dacian Cioloș în guvernul Călin Popescu-Tăriceanu. Între 2001 și 2007 a fost și moderator al emisiunii Viața Satului la TVR1. Dacă revărsările de ape au făcut ravagii, prefectul de Bihor a fost surprins într-o ipostază inedită atunci când a inspectat zonele inundate. Oficialul s-a plimbat cu furnicarul ca să evalueze pagubele provocate de vituri. Iată imaginile. Dacă inundațiile fac prăpăd în județul Bihor, prefectul a reușit să fie imortalizat într-o ipostază ilară. Prezent la stația hidrometrică Tinca, Dumitru Țiplea s-a plimbat peste Crișul Negru cu un funicular folosit pentru măsurarea cotelor apelor. Vizita acestuia a venit în contextul în care mai multe localități din județul Bihor se află sub ape, iar pericolul este în continuare major. Râurile au depășit cotele istorice, iar hidrologii au prelungit avertizarea de cod roșu de inundații pe o porțiune a Crișului Negru. Scene deloc plăcute pentru cancelarul austriac Sebastian Kurz. Șeful guvernului de la Viena a vrut să-și testeze popularitatea și a ieșit să ia masa la o terasă din capitala Austriei. Însă nu a fost bine primit deloc. Oamenii l-au huiduit minute în șir, iar cancelarul a avut nevoie de o armată întreagă pentru a-l feri de furia oamenilor. Da, am revenit în direct. A doua parte a emisiunii discutăm cu invitatul meu special, copreședintele AUR, George Simion. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc și eu. Și discutăm puțin și despre Liviu Dragnea, discutăm despre de ce Partidul AUR nu a fost chemat la Palatul Victoria pe discuții legate de PNRR, în condițiile în care, teoretic, acest plan aparține României, da? Și cam toate forțele politice ar fi trebuit să fie chemate formal, pentru că asta a zis Comisia Europeană. Comisia Europeană i-a dat indicații lui Florin Câțu, întâlnește-te cu toți actorii politici și ajungeți la un compromis politic, pentru că așa se întâmplă în toate țările civilizate. Acum două zile, în Polonia, PiS-ul, Partidul Conservator de la Guvernare, a trebuit să stea la masă cu opoziția și să ajungă la un compromis. Liviu Dragnea, cum v-am spus, s-a căptușit cu un nou dosar penal greu, din care nu prea are cum să scape. Asta este prognoza mea. Va ieși probabil din pușcărie săptămâna viitoare, dar se va alege cu dosarul vizite în Statele Unite, care este un monument, da? Este o dovadă de prostie politică ieșită din comun. Liviu Dragnea s-a băgat singur în pușcărie, procurorul n-a făcut decât să lucreze cu marfa clientului. Au găsit transferul de bani, au găsit șpăgile, combinațiile. Dragnea, în loc să plătească din banii partidului vizita în Statele Unite, așa cum se întâmplă. Mie îmi plac filoamericanii și sunt filoamerican declarat, explicit, evident. Americanii au un sistem foarte transparent. Dacă vrei să intri și să te vezi cu un politician la Washington, trebuie să plătești. Asta este viața. În România ai înfundat pușcăria. Așa funcționează America. Dragnea a vrut să plătească, dar n-a vrut să se știe că plătește. Și de aceea va intra la pușcărie. Da? Deci nu e o problemă că plătești, e o problemă că trebuie să fii transparent. Cam asta este povestea americană și o lecție pentru toți politicienii din România care sparg ușile pe la ambasade,
care sparg ușile pe la diverse cancelarii și vor să aibă întâlniri prin Europa, prin Statele Unite cu diversi decidenți. Da? Dacă cumva vă gândiți să folosiți fonduri ilicite, vă așteaptă soarta lui Dragnea. Toate întâlnirile plătite, intermediate, trebuie să fie transparente. Domnule Simion, haideți să intrăm în dezbatere până vedem gafele lui Dragnea. Deci nu ați fost invitat nici măcar telefonic, v-a căutat cineva de la putere să vă întrebe: domnule, reprezentați 10% din Parlament, sunteți Partidul Aur, domnule, ce părere aveți? Aveți un proiect, aveți o idee pentru planul României până la urmă, nu? Că e vorba de relansare economică a României. De ce râdeți? Problema e că ei n-au o idee. N-aveam ce să căutăm la guvern într-o discuție privată cu domnul Câțu, cum s-a dus domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu s-a dus cumva ca un exemplu ăla din amintiri din copilărie cu Ion Creangă, când te duceai la Paris într-un fel și te întorceai în alt fel. Știți, nu a lămurit nimic ca domnul Ciolacu. Era mare și tare că trebuie să aduc acest plan în Parlament și n-a rămas în niciun fel. Așa e normal. Domnul Câțu să vină... Deci, dați dreptate lui Ciolacu până la urmă, că ideea în sine n-a fost rea de a aduce dezbaterea. El a pornit foarte bine, cu elan patriotic, dar nu știu dacă s-a dus la guvern doar ca să arate că cumva e în opoziție față de domnul Câțu, sau s-a dus să negocieze în stilul ăsta de pe Dâmbovița niște alocări din PNRR pentru primarii PSD-ului. Păi n-a obținut nimic, din ce înțelegem. Am văzut un fost ministru cu el, care teoretic e partener de dialog social, un fost ministru PSD, și v-am zis, s-a dus bău și s-a întors vacă de acolo. Da, domnule Simion, dar totuși, dincolo de retorica, vedeți că a trecut povestea cu pandemia, am ieșit, suntem pe relaxare, lumea s-a mai detașat cu nebunia asta. Totuși, Aur, în afară de pandemie, că acum ați făcut, până la urmă, v-ați făcut un titlu de glorie și ați câștigat puncte electorale, și o să intervine imediat Marius Pireanu să ne explice ce se întâmplă cu Aur în perioada asta. Ați câștigat puncte electorale pe pandemie, dar acum s-a cam terminat cu pandemia câteva luni. Poate, Doamne fește, scăpăm de tot. Până hotărâște deci, domnul totuși... Iohannis că trebuie să ne întoarcem frumos la casele noastre. Când? Dar nu despre asta este, da și când. Da, întrebarea este, asta este, pe lângă vorba. Pandemie, dumneavoastră veniți și cu alte proiecte, cu alte idei, cu alte chestiuni politice până la urmă, este partid parlamentar. În primul rând, cerem dialog și transparență, ceea ce nu primim de la actualul guvern, nici de la USR, nici de la PNL. Cerem până la capăt, că văd că domnul Ciolacu s-a răzgândit un pic și preferă dialogul ăsta de la șef de partid la viitor șef de partid în Palatul Victoria. Noi ne dorim ca PNRR-ul să ajungă, măcar pentru ochii și urechile românilor, în Parlamentul României. Pentru că în momentul ăsta nu este o variantă finală a lui ca să fie prezentată. Când se hotărăsc, când îl termină, să-l aducă în atenția românilor, clar, cu subiect și predicat, punct cu punct. Știți de ce? Ungaria, de exemplu, refuză banii din pachetul european care sunt luați ca împrumut. A zis domnul Coșa mai devreme la dumneavoastră în emisiune, ia numai fondurile nerambursabile, care sunt jumătate. 14 milioane vin ca fonduri nerambursabile. Miliarde. Da, miliarde. 14 miliarde și un pic ca și împrumuturi. Acum, ce va face domnul Câțu, care se împrumută în numele întregii României, când o să ajungă și Aur la putere? Noi va trebui să plătim aceste împrumuturi care se fac, într-adevăr, la dobânzi mici, dar se fac în niște direcții care nu știm dacă sunt avantajoase în momentul ăsta pentru România. Pentru că, în primul și în primul rând, punem problema energiei. Noi, ca proiect de țară, avem un proiect de țară pe care ni l-am asumat, hrană, apă, energie. În momentul ăsta, la nivel european, se pune problema energiei, care trebuie să devină verde. Noi, în sistemul energetic național, în momentul când vom renunța la cărbuni, vom avea o mare problemă. Asta insistă Bruxelles, să se taie minele de cărbun. Noi avem huil, avem mult lignit. Considerăm că ar trebui obținute derogări dincolo de anul 2030 pentru încălzirea cu cărbune. La fel, avem gaze în Marea Neagră, care nu sunt finanțate din acest PNRR, chiar dacă jumate din bani, cum v-am spus, îi luăm împrumut.
Noi ar trebui să insistăm pentru o rețea de gazificare cât mai aproape de 100% în România cu gazele din Marea Neagră pentru consumatorii casnici. Odată pentru a opri tăierile de pădure. Există proiectul ăsta, dar se pare că a fost refuzat, da? Proiectul de extindere a rețelelor de gaze. Exact, pentru că te împrumuți cu bani. Aceste alocări de fonduri sunt monitorizate, dar nu poți să alegi tu să-i dai către irigații, cum s-a cerut și cum avem nevoie, să-i dai către autostrăzi. Degeaba se laudă domnul Cioracu că a obținut el pentru autostrada Moldovei bani, și, sau să-i dai pe energie, pe gaze, de exemplu. Avem opțiunea de fotovoltaice, avem opțiunea de eoliene, dar fotovoltaicele și eolienele nu o să acopere vârfurile de sistem și nu o să acopere în perioada de iarnă necesitățile de energie ale României. De asta spun, în momentul ăsta trebuie să luăm bani, cum ia Germania, de exemplu, pentru digitalizare. Germania își digitalizează învățământul și economia. Noi nu prea avem nici învățământ, din păcate nici economia. Am văzut cât de mare e prioritatea. Deci nu avem de ce cheltui, sau probabil putem să cheltuim. Putem pentru digitalizarea administrației, dar vrea PNL-ul și PSD-ul, care au înțesat administrațiile publice și au mărit numărul de bugetari până peste poate să digitalizeze administrația, nu. O să vrea, că nu o să mai aibă oameni care să-i voteze. Și în momentul ăsta, dacă pentru energie nu, pentru digitalizare nu, pentru IMM-uri nu, la fel, ați văzut măsura 3, în care 26.000 de firme românești au fost batjocorite. Firmele alea au investit bani, au investit timp, au investit resurse, depunând la Guvernul României solicitări de susținere. Și tocmai a fost anulată măsura 3 și au fost batjocoriți. Nu o să mai aibă încredere. Că puține din firmele din România au încredere să depună, să ia bani de la stat. Nu o să mai depună pe viitor. Și atunci te întreb, merită? Și noi AUR susținem, de exemplu, un punct de vedere similar cu al Ungariei, atâta timp cât nu avem un proiect de țară. Noi susținem strategia de dezvoltare pe următorii 20 de ani a Academiei Române. Merită să te împrumuți cu 14 miliarde de euro doar pentru a hrăni clientela politică actuală a PNL-ului și a favoriza pe unul sau pe altul dintre candidații de la congresul din toamnă al PNL-ului? Vedem înțelegeri de culise, sau cel puțin asta a vrut probabil domnul Ciolacu, vedem o clientelă politică care trebuie satisfăcută, dar nu vedem un interes național și nu vedem un proiect de țară. Și de aceea noi ne dorim, ca să fie dezbătut acest plan, să existe și altă opinie. De asta existăm noi, AUR, în momentul ăsta, în primul nostru an. Deci vreți să vedeți planul, dar nu veniți cu proiecte. Adică îl criticați după ce le vedem. Evident că și noi vrem să vedem planul. Am văzut o fel de schițe. Da, transparența e spre zero din punctul ăsta de vedere. Și aici vă dau dreptate. Dar mai departe o să criticați acest plan și atât. Nu o să veniți cu proiecte, nu aveți propuneri. Ba da. Asta cu, repet, cu gazele și cu energia, cu irigațiile, de exemplu, o altă ticăloșie. Nu, dar concluzia ar fi următoarea. De ce să nu luăm banii ăia împrumut cu 0,5% dobândă și să ne facem irigațiile și rețeaua de gaze? Corect. Corect. Da. Pentru că sunt bani împrumutați. Bun. Acum, ce propunem noi? Ce au făcut și alte țări și lucruri care, într-adevăr, ne-ar ajuta și pe noi. În actuala pandemie s-a vorbit mult de imunitate. Imunitatea poate fi mărită prin intermediul unei hrane sănătoase. Franța și Polonia iau bani din... Ce hrană? Hrană sănătoasă din fermele românești. Domnul hrană Jorge autohtonă. Simion, toate supermarketele din România sunt pline de otravă și de mizerii. Corect. Da? Că vândute la tot felul de promoții, tot felul de alimente care au niște prețuri, cum să spun eu, unele foarte mari, dar unele foarte mici, tocmai pentru că nu conțin nicio substanță activă și sunt făcute cum sunt făcute, și așa mai departe. Despre asta vorbim și asta propunem. Susținerea micului producător, susținerea fermelor românești și micilor gospodării. Și-au rupt dinții și alți politicieni în chestiunea asta. A încercat Dragnea, când el se visa aiatolacul României, să facă ceva pe zona de producție alimentară. Au încercat și liberalii cu 50% produse la raft. Nu respectă. Ăștia nu dau socoteală nimănui, marile rețele de hipermarketuri. Da? Dar o secundă că îi spun bună seara lui Marius Pieranu. Bună seara, Marius! La dumneavoastră și invitatului. George Simion este alături de noi, după cum știi.
O scurtă opinie pe posibila evoluție a AUR în perioada următoare, că s-a terminat pandemia, gata, nu mai e combustie politică pe zona asta. Dar nu e un secret. AUR-ul l-am și prezentat de altfel acum o săptămână, parcă două. AUR-ul este pe locul 3, un pic în fața USR-ului, după PSD și PNL. În mod evident că AUR-ul îi convine teribil de tare pandemia, e o realitate. Nu știm, pentru că noi ne bazăm toată analiza pe modelele repetitive, pe paradigme, ca să zic așa. Și paradigma este că, într-adevăr, în situații de criză, de când există politica, cresc partidele așa numite de extremă, dacă, mă rog, îmi permite domnul Simion să etichetez așa, dar, mă rog... Îmi plăcea mai mult fraza cu spuma mării. Am înțeles. O folosim și pe aia dacă e pe problemă. Asta e întrebarea, Marius. S-a cam terminat criza, adică gata cu pandemia, acum toată suntem lumea... Suntem relaxați, trăim o viață bună, da, economic o ducem bine. Dacă își consolidează, electoratul, eu cred că va fi un jucător extrem de important pentru a forma guvernarea peste 3 ani și jumătate. Adică 15%, dacă mă întrebați, la un electorat de 19.800.000, înseamnă foarte multe sute de mii de voturi. Marius, da, își vor păstra cei de la AUR 15% până în 2024? Da, teoretic, da, pentru că sunt în opoziție. Adică dacă nu fac greșeli majore, și mă rog, îndepărtarea doamnei Șoșoacă a fost una din ideile bune ale AUR-ului, dacă prestația rămâne, mă rog, similară a liderilor AUR, rămâne similară cu cea a domnului Eugen Simion, iertați-mă, domnului George Simion, care este echilibrată în linii mari, atunci de ce nu? De ce nu și-ar păstra? Pentru că mai este ceva, un discurs echilibrat. Sigur, cu nuanțele sale naționaliste, cum să spun, acceptate social, atunci din AUR-ul va deveni, dacă nu un partid care să formeze guvernul cum își propun, ceea ce e greu, evident, va deveni un partid frecventabil pentru, în primul rând, Partidul Social Democrat, în vederea unei formări a unei alianțe de centru stânga. De aia te întreb, că tu ești specialist. Aici nu mai suntem de acord. Un limbaj, cum să spun eu, un limbaj mai decent, un limbaj mai, adică un discurs mai spălat, așa, da, mai așa, nu va ține, pentru că AUR a venit pe forță. George Simion s-a dus, a mobilizat masele populare, a făcut maile întâlniri. O secundă, da? Eu când fac referire la limbajul radical, în mod evident că am în vedere câteva predicate tari pe care AUR-ul le tot rostogolește. Predicatul 1 este poziția față de minoritatea maghiară, pentru că, în mod evident, într-o Europa unită nu mai putem sta în război cu minoritatea maghiară din România. Și nu doar numai. Cu UDMR-ul, domnul Pielean, nu cu minoritatea maghiară care... Domnul președinte, doar o secundă că n-am. Doi. Trebuie să-și definească, eu am mai spus domnului Simion și știe asta, e și personal, să-și definească doctrinar foarte clar povestea, fiindcă nu poți să ai să continui să planeze susținerea de partid antisistem. Bine, ceea ce e grav și sper eu să nu fie adevărat, da? Cunoaște toată discuția din spațiul public. Eu sunt convins că nu este așa, tocmai de aceea aștept în continuare o definire ideologică foarte clară a AUR-ului, da? Da, apropo de asta, că ai introdus, scuză-mă că trecem de la una la alta, suntem așa, să facem o dezbatere mai vie. Imaginea asta cu partid pro-moscovit, cu influențe, că îi văd pe unii ziariști, analiști, care încearcă să lipească AUR de zona asta de influența Moscovei, Călin Georgescu, care este susținut de AUR pentru funcția de premier sau președinte, probabil în 2024, apropieri cu Rusia, lăudat pe Putin. Vezi aici o problemă pentru AUR în perioada următoare? Sigur că în perspectivă lungă, de politică lungă, pe care eu sper că asta intenționează să facă AUR-ul, evident că asta va fi o problemă. Adică, pe de o parte, salut, apropo de politică practică, salut intenția realizată a AUR-ului de a candida la alegerile din Moldova, așa cuceri Moldova, care e a noastră. Acolo nimeni nu o să se supără dacă spunem că Moldova este a noastră, cu subiect și predicat, nu se pune problema. Da? În schimb, din nou revin și spun, o lămurire, o poziționare foarte clară față de interesele Rusiei în România, n-ar strica din partea conducerii AUR.
Repet, operez cu aceste predicate cu un om pe care eu nu se cred că îl apreciez, pe domnul Simion, tocmai pentru că este totuși o voce moderată, cu sigur, cu accente naționaliste, dar naționalismul ăla mai curat. Am bătânit și George Simion, ați fost în galerie de fotbal, acum ați îmbătrânit, v-ați așa. Bun, la cât am pus Basarabiei România în toată țara, o-i fi îmbătrânit și eu, dar... Nu, apropo de chestia asta, scrisul ăla holograf cu Basarabia România, e scrisul dumneavoastră? Neaparține, iar dumneavoastră? Da, mie și a unui grup de prieteni, Nucleu Unionist, care... a promovat la nivel național ideea că Basarabia e România. Nu, da, băiatul care dădea cu spray... Suntem mai mulți. Mai mulți, dar suntem toți mulți. Aveți niște șabloane, da. Și umblați, aveați niște șabloane și dădeați din cu spray-ul. Din mână? Da. Păi, da, aveați, toți aveți aceeași mână, păi, da. Tași la calapod, așa. Da, așa că nu putem, din punctul ăsta de vedere, noi, cel puțin din Nucleul Unionist, să fim suspectați de simpatii față de Moscova. Dar de ce nu? Poate un joc mai sofisticat al Moscovei. Doamne, nu cred că sunt atât de inteligenți. Cred că interesele... Serviciile de informații rusești nu sunt inteligente? Da. Sunt cele mai bune pe jocuri de astea operative. Cum nu? Nu îi suspectez de lucrul ăsta. Vedem ce reprezentanți au prin Republica Moldova, al de Igor. Domnul George Simion, ca să păstrez o simpatie pro-rusească în Republica Moldova, trebuie să le dai un dușman. Adică un partid unionist, adică vin românii să ne ia românii. Mai devreme sau mai târziu va veni românii să-și ia înapoi românii. Am avut un schimb de repici pe tema asta. Poate să fie o teză, da? Repet, să-i ții calzi pe proruși din Republica Moldova, inventezi un partid unionist, dumneavoastră foarte vocal, și ții, domnule, atenție, vin românii și vă... Nu Moscova e problema. Da. E că nu avem suficient de mulți bărbați de stat la București. Nu, apropo de Moscova, că suntem, ați deschis subiectul ăsta. Maia Sandu este pro-europeană, nu nou președinte. Da, e pe stilul ăsta globalist, de ce nu vă ridică Banca Mondială. Ok, progresiști, așa. Exact, de ce exact, nu vă ridică? Mai USR. Useristă, da, Maia Sandu. Da, și, dar nu e apropiată de PNL mai mult. Da? De ce nu vă ridică interdicția de a merge în Republica Moldova? Pentru că cei care conduc statul Republica Moldova au tot interesul ca acel stat să dăinuie, să aibă propria lor țară. Noi nu considerăm Republica Moldova țară, nici nu este țară. Noi considerăm că avem o Românie de la Nistru până la Tisa. Sigur, asta dacă o să ne facă... Da, te rog, Marius, uite, vezi, facem analiză în direct cu textul, asta pe discursul. Asta e o frază pe care mi-aș dori o pronunțată de toată clasa politică din România. Care? Că România nu se oprește la graniță cu Prutul. Da, Marius, dar... Asta nu-i naționalism. Asta nu-i naționalism. N-am recunoscut suzeranitatea Republicii Moldova. Noi, ca țară, n-am recunoscut suzeranitatea, adică... Iliescu. Prietenul meu, între ghilimele, ca să spun așa. Dar noi avem interese legitime în Republica Moldova și nu prea jucăm asta acolo. Da. Am dispărut. Din păcate, Maia Sandu, dacă AUR nu intră în Parlamentul Republicii Moldova, va face alianță cu Renato Usatăi. Un prieten de familie al președintelui Iohannis, de altfel, dar aici avem altă discuție. Da? Trebuie să aveți și probe pentru asta. Cred că domnul Schmidt, cred că Renat Usatăi, după numele lui rusesc, cred că e mai aproape de serviciile rusești, decât le discutam, o parte din serviciile rusești. Cu siguranță, rusești. Dar va forma deci progresista Maia face combinații politice cu omul rușilor? Asta dacă basarabenii din România nu merg la vot, cum au mers pe 6 decembrie și nu pun ștampila pe AUR. Sigur, noi existăm politic acolo de o lună de zile, dar ne-am asumat acest rol pentru că nu putem să ne jucăm pe malul Dâmboviței cu domnul Ciolacu. Nu cred că e de categoria noastră. Noi avem alte planuri pentru România, pentru România. O întrebare de 100 de puncte, Marius, o să te pun în dificultate. Crezi că Partidul AUR, condus de George Simion, invitatul meu, are vreo legătură mai directă, mai indirectă cu serviciile de informații românești, cu SIE, de exemplu, sau cu rezerviști din SIE? A circulat și legenda asta, că e un partid, apropo de... Silviu, sincer, m-a preocupat tema, pentru că am fost și eu un pic surprins, nu foarte surprins, dar un pic surprins față de explozia asta de la alegeri a procentelor de la AUR. În mod evident, serviciile secrete românești, prin tradiție, să fim sinceri, sunt peste tot, nu sunt doar AUR. Sunt peste tot, că ar fi, cum să spun, ar fi neprofesioniste dacă n-ar fi peste tot. Da, e fișa postului, da. Trebuie să fie, eu nu cred că, până la urmă,
ce se întâmplă, omul care merge la vot nu e chiar așa, cum să zic, produsul toxic sau intoxicat al unor manipulări la nivel național de către servicii. Până la urmă, ei știau că votând Aurul, votează pe domnul Simion, pe domnul Tănasă, pe domnul Târziu, pe doamna Șoșoacă, cu bune și cu rele. Ok, asta e altă discuție. După cum și la PSD știau pe cine votează, și la PNL și așa mai departe. Deci n-a spune că Aurul, sigur, nu am informațiile toate, nu am pretenția, dar din chestiuni publice, din date cu caracter public, n-a spune că neapărat Aurul este un partid al serviciilor. Aduceți-vă aminte că până acum un an și jumătate, dar chiar și acum se vorba de USR, care e un partid plămădit în laboratoarele secrete de acolo zilele. Acolo sunt ca, anumite dovezi. Nu, eu am dovezi explicite la USR. Este Marusi, care este nepotul unui important lider comunist. Este Drulă, tatăso, lui Drulă, tăticu, a lucrat cu generalul la Felix Telecom. Aici nu sunt simt nevoia să avem divergențe la capitolul ministrului transportului. Este totuși ministrul care chiar face lucruri, Silviu. Dar n-am zis asta. Am zis că taică-s-o a lucrat la firmă de securiști. Auzi, să ne facă autostrăzi și măcar nu ne mai interesează domnul securist lucrat, bun, să ne facă autostrăzi. 30 de secunde, securiștii buni și securiștii răi. Vreți la guvernare în 2024? Cu siguranță vom guverna România, asta este ținta noastră ca partid. Nu vrem să ne punem oameni, nici nu avem o rețea atât de mare. Aveți peste, legătură cu serviciile de tot. Informații? Fără modestie, noi avem inteligență, nu inteligență. Inteligență, da, asta este terminologia. Aveți cadre în AUR care au fost ofițeri de informații sau de genul ăsta? Nu, chiar avem specificat în adeziune. Noi nu vrem securiști, nici nu vrem neocomuniști, nici neodictatură. Noi ne inspirăm dintr-o mișcare românească care trebuie să existe. Noi suntem un curent suveranist, suntem un partid antisistem. De asta nu vom face pace nici cu PNL-ul, nici cu PSD-ul, care s-au văzut astăzi la Palatul Victoria. Și USR-ul e un partid antisistem, dar ei sunt globaliști. Noi suntem suveraniști, noi suntem patrioti. Eu înțeleg creștini. Discursul de opoziție, dar n-aveți cum să ajungeți la guvernare dacă nu vă lipiți de un partid mai mare. Sau un partid mai mic, noi fiind partidul mai mare, până în 2024 mai sunt ceva ani, poate vom determina alegeri anticipate, dar de fiecare dată la orice ciclu de alegeri apar surprize. Și sperăm să mai apară și alte partide noi, pentru că este timpul să ne eliberăm de această clasă politică care am văzut ce a făcut timp de 31 de ani. Cu finanțarea AUR, cum mai stați? Că ultima dată am discutat despre diverse site-uri, diferite pagini de Facebook pe care le finanțați sau care sunt apropiate de membrii AUR. În continuare, nu reinvestighează cei de la autorități? În continuare, ba da, că n-avem nimic de ascuns. În continuare, noi lucrăm cu mii de euro, pe când domnul Ciolacu, domnul Câțu și domnul Orban folosesc milioane de euro din banii românilor. Noi, la nivelul de mii de euro, așa cum putem, existăm. Și o să existăm. Nu avem forța lor, dar avem altă forță. Care e forța? Aici. Forța sufletească. Da, forța ideatică. Noi credem în niște lucruri, avem credința ca pilon principal și o să ne luptăm până la capăt, dacă nu ne răpune sistemul securistic care i-a creat pe cei de la USR. În ce sens să vă răpună? Să vă preia sau cum? Să ne destrame, că asta era teza, că o să ajungem ca PPDD-ul, că o să ne cine ia toți parlamentarii. Mulțumesc pentru prezență, da, o discuție interesantă. Luăm o pauză comercială de tot. Ne vedem lunea cealaltă la ora 19. N-am mai discutat despre Dragnea, dar nu au intrat zilele în sac. Mulțumesc că ne-ați urmărit. Urmează Tudor Mușat, rămâneți sub BN1 TV, numai bine!